N-a surprins. De data aceasta, ala asta chiar nu mă așteptam. Pentru că și băieții atunci când a venit, când a fugit Irina, au spus că era cu Antonio, nici de cum cu Zein. Deci la asta chiar nu mă așteptam. Antonio primise de la baie și i-a zis, ești așa. Știți că noi am auzit și zgomotul de fundal și pe Antonio și de aici am tras concluzia că ea era cu Antonio, dar de fapt era cu Zein. Deci nu pot să cred. Dar înainte de fix de acest moment, eu l-am văzut pe Zein cu anemona pe scară. Deci cum s-a ajuns la asta? Asta nu pot să înțeleg. Cum s-a ajuns la momentul acesta? Băi, deci Irina era cu Zein și noi am crezut că era cu Antonio. Dar atunci, da, nu știu. Oh, Doamne. Oricum, a fost ciudată dimineața aceea. Și cred că vor mai fi și altele. Dar la asta chiar nu mă așteptam, sincer. Pentru că, mă repet, mi-aduc aminte că noi văzusem, de fapt, momentul acela când ea a țâșnit și a luat-o la fugă și băieții au spus cu Antonio, cu Antonio.